Bună ziua, bine v-am găsit. 11 mai 2023. Am venit la Albinuțe și e coloniile cele bolnave de puietvăros. Intervenim zilnic la ele. Din ce am văzut, Albina are un instinct bun de curățare, deci își curăță bine celulele, duce afară. În sirop am mai adăugat încă o componentă. Componenta puteți să o vedeți în filmul anterior. E o rețetă completă de tratament a coloniilor cu puietă văros. Deci, a venit cu o lingură să amestecă, cu toate că hrianul s-a dizolvat. Hrianul este componenta următoare a siropului, așa că o să deschidem stupul și vom adăuga acest sirop medicamentos la colonie. În fiecare zi voi veni și voi da acest sirop. Nu trebuie lăsate coloniile bolnave, să zicem așa, nu trebuie lăsate să nici o secundă, adică l-ai depistat, ești zilnic pe el, adică nu stai pe el că stai o săptămână, se vindecă, nu. Următoarele 10 zile sunt cruciale, fiindcă Albina va începe să scadă dacă e bolnavă și în aceste 10 zile trebuie să eliminăm cât mai mult din boală. Hai să vedem cum arată colonia în prima zi. Cel mai bun lucru ce poate fi după 24 de ore este ca albinele să ia siropul medicamentos. Deci ăla este lucru cel mai bun. Dacă nu ia tot siropul medicamentos, putem spune că este o problemă. Da, nu este cazul. Turta proteică roade la ea. Și avem prima ramă unde s-a dat medicamentul. Da? Medicamentul a fost luat în totalitate, foarte bine, foarte bine. Înseamnă că tratarea coloniei a început. Acum, dacă a luat după diafragmă tratamentul, cel de lângă puiet e luat și mai bine. O să ridicăm această ramă și vom aplica siropul cu medicamentații. Nu scuturăm albinele de pe ramă, nu e necesar. Dimpotrivă, o să le stropim un pic și pe ele. Mai sunt câteva celule de sirop. Totul e în regulă. Odată ce albina e așa pe rame, înseamnă că medicamentul este asimilat. Bun, și o să dăm acum siropul. Bun. Acum cu hirianul o să fie mai greu cu de dat cu hirianul, ia să vedem.
sau o să fie mult mai greu de dat cu hirianul, s-ar putea să renunțe la stropitoarea. Ia să văd de ce s-a blocat. A, nu s-a blocat cu hirian, am crezut că s-a blocat cu hirian. Nu e hirian, e de la pom, o floare. S-a blocat de la pom. Bun. O să repar ăsta. Durează un pic. Așa. Gata, a pornit, a pornit, hai că se rezolvă. Bun. Acum, nu vrea. Deci asta o să fac până la urmă, o să mă chinu eu aici cu pompa asta până îi dau de cap. Așa trebuie să funcționeze. Și o să dau în rame. O să pun pauză până repar pompa. Dar esența este aceasta, că medicamentul a fost asimilat și tratamentul a început. Deci în 24 de ore tratamentul a început. Bun, pun pauză și revin. Bun, deci am revenit, am luat concluzia că siropul e prea gros și nu trece prin stropitoare, așa că ne adaptăm la nevoi. Eu mă uit la albine ce interesante sunt de sirop, adică am pus lingura aceea cu sirop. Nu credeam că le place hirianul, dar iată ce atrase sunt de el. Bun, acum următorul lucru e că am făcut această sticlă așa mai pe repezeală și în această sticlă voi pune siropul respectiv. Stropitoarea nu va merge cu acest sirop. E bine de știut ca să nu vă chinuiți. Așa, umplem acum sticla aceasta. Bun. Odată ce tratamentul este asimilat de albina, se vor vindeca. Și cât mai repede, deci cu cât mai bine ia siropul, deci vedeți, în 24 de ore au luat sirop, acum o să-l ia și mai bine. Eu le văd foarte atrase de acest sirop cu hirian. Deci am dat, iată. Acum o să le dau așa cu sticla.
Acest sirop până mâine este luat, asta este important. Bun. Albinele ia siropul, asta este important. Bun. Băgăm la loc. Și umplem și rama de după diafragmă. Asta a ogolit-o mai repede. Dacă mă întrebați de hrănitor, să știți că nu sunt sigur că o să le ia din hrănitor. Bine. Foarte fain. Deci asta e metoda mai ușoară de a da sirop. Urmăresc un pic albinuțile să văd dacă sunt interesate de acest siropel. O să le dau un pic și pe rană. Și cam asta este. La fel o să fac și la colonia următoare. Sunt două colonii bolnave. Și să sperăm că va fi bine. Deci lucrul ăsta îl faceți zilnic. Nu ajunge să îl faci odată la 3 zile. E prea puțin. Larvele sunt, cum să zic eu, hrana este prelucrată zilnic și dusă la larve și dacă ai făcut o pauză, acele larve iară vor fi hrănite cu hrană, cu sporuri, fiindcă albina curăță zilnic colonia respectivă, ramele respective. În mod normal, în 7 zile va trebui să fie ramele curate și cu puiet sănătos. Bun, eu mă duc la următoarea colonie. Aș putea filma. Hai să mergem și la următoarea. Că doar atâta facem acum. După aceea trebuie să aduc și medicamentele după mine. Ăla este stupul următor. Măcar acum știu că Irianul nu trece prin pompă. Bun. Deschidem colonia, a fost foarte bine strânsă. Și aici tot același lucru mă interesează în fiecare zi ca să fie luat siropul. Odată siropul luat, tratamentul funcționează. Aici rama e un pic mai grea, n-au luat chiar tot siropul, aici mai are de luat, pe partea asta o să-i dau. Colonia asta este un pic mai afectată de boală ca cealaltă,
Bun. A fost un pic de cules așa și au adus nectar în rama aceasta, fiindcă l-am strâns foarte tare. Și aici mai are un pic de sirop. Bun, eu o să-i dau sirop peste nectarul care l-a adus ea. Aproximativ 200 de grame e tratamentul pe zi. Perfect. Sticla va rămâne la stup. Încet, încet o să fie totul în regulă, zic eu. Consumă turta proteică, totul în regulă. Deci colonia bolnavă, coloniile bolnave se comportă exact așa cum trebuie, exact cum trebuie că le-am dat medicamentele să le asimileze. Problema mai mare este când nu asimilează medicamentele, fiindcă nu se pot trata. Bun. Cam atâta, astăzi este ziua 1 a tratamentului și probabil voi face un scurt filmuleț în fiecare zi cu tratamentele. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!